Deși în spațiul public au apărut o mulțime de știri despre persoane care au ajuns la spital sau chiar au murit din cauza unor deparazitanți pentru animale, astfel de tragedii continuă să se întâmple. În weekendul trecut, 6 bărbați de la o stână din Rohia au ajuns la spital după ce au încercat să scape de păduchi, spălându-se pe cap cu o soluție destinată deparazitării oilor. 3 dintre ei au fost aduși la spitalul de urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, iar acum starea lor este bună. În urma administrării unui tratament, nu știm în ce context pentru animale, 3 pacienți au ajuns la spitalul județean de urgență Dr. Constantin Opriș intoxicați cu substanțe organofosforice. Starea lor nu a fost gravă, oricum echipajele de prim ajutor la fața locului au administrat medicația de urgență și au luat măsurile adecvate, în așa fel încât în momentul în care pacienții au ajuns la spitalul nostru, starea lor era stabilă, motiv pentru care ei au fost internați în secția medicină internă, nu au avut nevoie de măsuri speciale de terapie intensivă. Ceilalți 3 bărbați au prezentat grețuri și vărsături, dar au refuzat transportul la unitatea spitalicească, fiind tratați medical la fața locului. Vă reamintim, au trecut aproximativ 3 săptămâni de la un incident asemănător, produs într-o gospodărie din Groșii Țibleșului. Atunci, 2 surori, ambele gravide, au ajuns în comă la spitalul județean, iar alte 4 persoane au rămas internate la spitalul din Târgu Lăpuș. Cele 2 tinere au necesitat măsuri speciale de intervenție. Femeia de 23 de ani a fost într-o stare mult mai gravă decât sora ei, intrând chiar în stop cardiorespirator și, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, ea nu a mai putut fi salvată. Din păcate, în urmă cu relativ scurt timp, a mai fost o situație similară legată de 2 paciente gravide, care au fost tot așa intoxicate cu substanțe organofosforice. Una dintre ele a depășit momentul și a fost externată din spitalul nostru. Din păcate, pentru cealaltă pacientă, finalul a fost nefericit. Tânăra de 17 ani se simte bine, iar bebelușul ei are toate șansele să se nască sănătos. Fătul a fost viabil la externarea din spital. Din punct de vedere strict teoretic, acum rămâne de văzut în momentul în care copilul se va naște fără discuție, din punct de vedere strict teoretic, o sarcină viabilă are șanse maxime să fie dusă la bun sfârșit. Medicii atrag atenția asupra pericolului extrem de mare la care sunt supuse persoanele ce folosesc substanțe deparazitante destinate animalelor. Organismul uman este foarte grav afectat de acestea, iar riscul de deces e unul crescut.